Salutare, dragi iubitori de mașini! Nu. Salutare, dragi iubitori... Hai, nu, se oprește-te! Bă, da, te rog, tu te hai, du-te dacă nu... Salutare, dragi iubitori de mașini, bine ați venit! Da? Salutare, dragi iubitori de mașini și bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi dedicăm un material acestei perioade în care stăm acasă. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face, având în vedere faptul că te plictisești acasă, este să-ți modifici mașina cu următoarele elemente. Mai exact, în materialul ce urmează, o să spun cele mai proaste modificări pe care le poți face mașinii tale, în așa fel încât să faci un adevărat kitsch din mașina ta. Acum este momentul în care să recunoști. Dacă ai făcut una dintre modificările ce ți le prezint, lasă în comentarii sau dacă îți vine vreo modificare foarte aiurea pe care ai făcut-o mașinii tale și pe care o regreți, lasă-le în comentarii să știm ca toți urmăritorii Vrum Vrum Vlog să se inspire din comentarii și din materialul de astăzi. Dă un subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și un like să știm să mergem în această direcție în care să mai povestim greșeli pe care le-am făcut făcând modificări mașinilor noastre. Prima și cea mai nasoală greșeală pe care am văzut-o la ai noștri români este să-ți pui badge-uri false. Știu, drag urmăritor Vrum Vrum Vlog, că ți-ai fi dorit un M3 sau un RS6 sau ți-ai fi dorit un X6M sau un RS7 sau un AMG, dar dacă nu este, nu vă lipiți pe ele pentru că arată sub orice critică. Nu faceți decât să vă faceți puțin de minune prin simplu fapt că un cunoscător recunoaște imediat un fake și pare foarte prost. Cel de-al doilea aspect pe care este important să nu-l faci mașinii tale, eu am avut o tentativă după care m-am răzgândit, este să-ți tai arcurile în așa fel încât să-ți lași mașina mai jos. Se practică să tai una sau două spire în așa fel încât să lași mașina mai jos, nu faci nimic decât să arate mașina bine când stă pe loc. În momentul în care o să mergi, arcurile o să lucreze total anapoda, amortizorul tău o să fie în permanență tensionat, mașina nu o să mai stea deloc pe drum și o să ai o experiență total neplăcută. Așa că evită să-ți tai arcurile mașinii tale pentru că este o greșeală imensă. Dacă vrei să-ți lași mașina mai jos, optează pentru o suspensie reglabilă. Dacă nu-ți permiți la momentul actual, asumă-ți astea și mai așteaptă puțin până în momentul în care poți să faci o investiție să-ți lași mașina mai jos. Nu tăia arcurile. Încă o modificare ce o fac anumiți oameni este să-și pună evacuări niște tobe finale, aftermarket. La Alba vorbeam așa că era de la ruși. Îți iei evacuare de tot rahatul, s-o montezi pe mașină, sună ca un porc care e strâns de testicule, se aude extraordinar de prost și nu faci decât să atragi atenția într-un mod negativ. Pentru că, din nou, unul ce cunoaște, care teoretic ar trebui să-i atragi atenția, pentru că dacă ai o mașină foarte faină, teoretic vorbind, atragi atenția altor mașiniști și mașiniștii ăia pur și simplu râd de faptul că ți-ai pus o evacuare ce sună sub orice critică. Tare și mai mult decât asta, este și ineficientă. Dacă îți dorești totuși să faci o modificare la evacuare, îți recomand următorul lucru. Adună-ți bani, nu te apuca să tai din evacuarea de stradă pe care o ai la momentul actual. Păstrează-o, dă-o jos, pune-o la păstrat, ca în momentul în care nu îți mai place ideea să sune foarte tare mașina, să poți să ai produsul vechi, produsul original, să-l pui pe mașină și să nu mai ai nicio problemă. Sau, dacă vrei să vinzi mașina, o să ai surprinderea că un om normal există posibilitatea să nu-i placă să se audă foarte tare și este foarte simplu să scoți evacuarea veche, să o pui omului pe mașină și să plece mulțumit. Deci nu tăia din evacuări, nu-ți pune tobe finale din piață de la ruși și păstrează evacuarea veche, în așa fel încât să o poți pune înapoi dacă e nevoie. Modificare ce... Sincer, și eu am făcut-o, recunosc, bă, dacă am multe am făcut, dar recunosc, am încercat, am înțeles. În momentul în care te apuci și te interesezi cam ce ai putea să-ți modifici la mașina ta, ajungi la o concluzie foarte simplă. Este, pe lângă faptul că e ușor să modifici evacuarea, poți să-i modifici foarte ușor și admisia. Adică să-i faci o tubulatură de admisie cu un filtru de aer profi și să-ți aducă și un plus de putere. O să încep să cauți,
O să încep să găsesc soluții de la KNN, o să înceapă să-ți placă să vezi cum arată tubulatura originală cu filtrul ăla frumos. Și când o să ajungi la preț, există posibilitatea să-ți cauți un aftermarket, unul fake, un gunoi de filtru. Și din dorința de a economisi o anumită sumă de bani, îți cumperi un filtru nașpa, îl pui pe mașină, pe lângă faptul că nu se potrivește și pe lângă faptul că nu-și atinge targetul, adică nu o să-ți aducă mai multă putere, nu faci decât să arunci niște bani pe geam, după care o să trebuiască să-ți cumperi un filtru profi. Din nou, suntem prea săraci să cumpărăm lucruri ieftine. Important pentru tine, dacă vrei să-ți iei un filtru de aer, ia-l pe ăla bun, în așa fel încât să ai experiență frumoasă, să te bucuri de ideea asta. O modificare pe care am văzut-o la câteva mașini și am văzut oamenii ce se chinuie cu ele sunt Lambo Doors. Când vorbim despre Lambo Doors, dacă îți dorești un kit ieftin de Lambo Doors, o să existe posibilitatea să-ți ajungă kitul, îl pui pe mașină și după puține ridicări a ușilor, există posibilitatea ca de fiecare dată când te dai jos din mașină, să te dai jos cu mâna pe ușă, pentru că nu o să țină ușa amortizorul. Nu? Deci important, dacă vrei să mergi într-o direcție de Lambo Doors, să fie de bună calitate. Nu căuta cel mai ieftin, pentru că arunci cu banii pe geam. Te invit pe tine, pe care dintre modificările astea le-ai făcut și își vine să te zgâri pe ochi. Lasă în comentarii. Dacă îți place ideea acestui material, dă un like și dacă ești pentru prima dată pe nostru canal, nu uita să dai un subscribe. Una dintre cele mai proaste modificări pe care le-am făcut mașinii mele a fost să mă duc să-mi pun geamul fumurii. Când am ajuns să-mi pun geamul fumurii, iar cei de la centru de geamuri fumurii mi-au spus cât costă, am zis, bă, nu mai bine mă duc până la ruși, cumpăr eu niște folie din aia, stropesc eu, fac țâc-țâc cu suc și fac. Și iese un mare gunoi. Oameni buni, dacă vreți să vă puneți geamuri fumurii, mergeți și puneți-le la oamenii ce fac asta, pentru că există o șansă foarte mare să faceți un mare kix. Da, da. Deci nu-ți iese, nu spera că-ți iese, pentru că ai nevoie de experiență, ai nevoie de produse de bună calitate și cei ce fac, ce se ocupă cu asta, o să aibă produsele necesare să poată să-ți ofere un montaj profesionist. Încă un element ce mi l-a povestit Sev și eu îl uitasem, nu îți pune elemente aero degeaba. Am văzut și pe Instagram, băieții mi-au trimis câteva mesaje pentru că am pus o întrebare comunității de pe Instagram cu cele mai proaste modificări. Sev îmi povestea despre paravânturile alea de la geamurile din față. Chiar arată rău. Mai erau la un moment dat kitul ăla de pe ștergătoare ce direcționa aerul. Arată extraordinar de rău. Există posibilitatea să-ți montezi un kit aero exterior ce să arate extraordinar de rău dacă vorbim de un eleron imens care nu are nicio legătură și multe elemente de genul ăsta ce trebuie să le eviți. Hai să vedem dacă mi-au mai lăsat băieții de pe Instagram ceva comentarii pertinente. Sincer să fiu, Adrian Gârdan îmi scrisese. Eu sper asta să fie o glumă că a văzut așa ceva. Că cel mai prost unic pe care l-a văzut vreodată este bandă izolatoare roșie de decor pe mașină. De decor? Da. Să-ți desenezi pe mașină cu bandă izolat. Sau LED-uri rămase de la instalația de Crăciun, legate la baterie și puse sub mașină să arate ca un NPS. Eu chiar sper și îmi doresc să cred că nu există așa ceva. Fluier în tobă, Sergiu Alex 123 ne spune, într-adevăr, chiar e prost, blow-off-ul ăla. Dacă e fake, e fake. Bun, LED-uri în praguri, antenă rechin lipită lângă antena originală, asta e nasoală rău. Paul DZM9. Eleron pe mașini break. Vlad 005 spune, din punctul meu de vedere, arată nașpa acele spoilere eleroane imense fără scop. Da, în principal când vorbim despre un eleron sau un spoiler, ar trebui să fie dedicate mașinilor de competiție. A, să nu uităm de body kit-ul din Vitan, Popescu, Robert Gabriel ne spune, dar te invit pe tine, drag urmăritor vreun vlog, să-mi lași în comentarii cele mai proaste tuning-uri pe care le-ai văzut tu vreodată. Important pentru tine, dacă te simți cu musca pe căciulă și ai făcut una dintre modificările astea, te rog lasă-ne comentarii. Îți zic sincer, am recunoscut, este ca și cum mai mergi la părinte să te spovedești. Eu am făcut câteva din ele, am învățat și de asta am și făcut materialul ăsta, să-ți recomand să nu le faci. Eu am fost Mihai Beldie,
tu ai urmărit astăzi Vrum Vrum Vlog și cele mai proaste modificări pe care le poți face în perioada în care stai acasă, pentru că acum suntem în perioada respectivă, și până la următorul episod, nu uitați, iubiți-vă mult, mașinile, pa, pa!